Alături de mine însă să știți că mai am un invitat. Habitat for Humanity lansează o campanie de strângere de fonduri. Ce vreți să faceți și care e dorința voastră pentru oamenii ăștia? Vrem să îi ajutăm pe oameni, în primul rând, să revină cât mai rapid la condiții sigure de locuire, iar pe termen lung să se bucure din nou de un loc pe care să-l numească acasă. Astăzi am lansat o campanie de strângere de fonduri și proiectul nostru de intervenție după aceste inundații masive. Ca de obicei, după o astfel de inundație, după un dezastru natural, sunt de obicei trei faze. Este o primă fază care se întâmplă în primele ore, în care oamenii sunt pur și simplu în stare de șoc, încă suntem acolo, în care intervenția este mai degrabă la nivelul autorităților, accentul este pus pe salvarea de vieți omenești. Este o a doua fază de ajutor umanitar care poate să dureze o săptămână, două săptămâni, poate până la două luni, în care accentul este pus ca oamenii să locuiască într-un loc sigur, fie că e vorba de casa actuală, dacă mai poate fi locuită, fie că este vorba de o altă locuință. Și iată, astea au fost și lucrurile pe care ni le-au spus astăzi oamenii, că speră măcar la niște module în care să stea în perioada următoare până când măcar reușesc să scoată tot din case. Sunt ele o soluție? Sunt diferite soluții, diferite tipuri de soluții. Sunt soluții pe care le oferă autoritățile publice, este bine cunoscut această soluție a modulelor, a corturilor. Din punctul nostru de vedere, acestea sunt soluții de locuire de urgență, care sunt pentru maxim 48 de ore, 72 de ore, nu pe termen mai lung. Există însă soluții de locuire de urgență mai bune, cum ar fi chiriile sociale, unde oamenii să se bucure de un adăpost sigur, dar poate o soluție și mai bună este ca oamenii să se întoarcă la casele lor, acolo unde este posibil, pentru că anumite locuri nu este posibil. Iar pe termen lung, ceea ce face Habitat for Humanity este reconstrucția. Reparații, reabilitări, construcții de la zero, poate construcții cu relocări în alte părți care sunt non-inundabile. Este un mix de măsuri pe care vrem să le luăm și nu în ultimul rând trebuie menționat și faptul că de fapt un dezastru, pregătirea pentru un dezastru trebuie să înceapă înainte. Sunt acele măsuri prin care să limităm efectele dezastrelor, pentru că ele se vor întâmpla. Din păcate am intrat într-o eră în care ceea ce vedem acum, ceea ce am văzut în Europa și în 2021 cu inundații, se va repeta tot mai frecvent și putem să fim mai pregătiți în fața acestor dezastre ca data viitoare când lovesc să ne lovească mai puțin, să devenim mai rezilienți. Roberto Pătrășcu, eu ce crezi că am învățat din 13 septembrie de acum 11 ani? Acum 11 ani au fost inundații nu de această scală. Habitat for Humanity a fost și atunci. Am reparat aici, chiar aici, în Cudalbi, peste 50 de locuințe. Ceea ce se întâmplă acum, datorită schimbărilor climatice, este de 10 ori, poate chiar de 100 de ori mai agresiv. Pur și simplu, trebuie să ne obișnuim cu astfel de fenomene în inima Europei și asta înseamnă că avem nevoie de comunități mai puternice și mai reziliente. Pe de o parte trebuie să reconstruim, iar la Habitat for Humanity asta lansăm astăzi, eforturile noastre de reconstruire. Pe de altă parte trebuie să ne adaptăm pentru a face față mai bine unor astfel de fenomene. Un alt lucru pe care îl observ și cu acesta închei este că atunci când se întâmplă cele mai negre lucruri, cele mai mari dezastre, este și cel mai mare val de solidaritate. Oamenii vor să ajute, oamenii vor ajuta. Veți vedea că societatea românească este la înălțime, iar noi suntem unii dintre cei care vrem să ajutăm. Oricine ne poate sprijini printr-un SMS cu textul Habitat la 8845 și de asemenea poate intra pe habitat.ro să vadă acolo concret ce urmează să facem și cum ne pot sprijini.